Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii, dar mai ales doamnelor, pentru că azi este despre voi. Pe 8 martie sărbătorim Ziua Femeii. La mulți ani, doamnelor! Știm că sunteți deja în căutarea cadoului perfect, așa că noi am făcut o mică documentare aici la școala de televiziune dicție.ro ca să vă sărim în ajutor. Ce ar fi să invitați doamna la un concert, de exemplu? Vă dau niște ponturi. Delia cântă pentru mama pe 8 martie la Hard Rock Cafe în București. Pepe o așteaptă la sala Palatului, iar la Berăria H îl găsiți pe Ștefan Bănică Junior și Horia Brenciu. Dacă vreți să cumpărați ceva frumos pentru cele mai iubite femei din lume, s-ar putea să găsiți lucruri drăguțe la târgurile de mărțișor. Sunt în toate marele orașe. Dacă ne-a scăpat ceva, să ne lăsați un comentariu. Eu sunt Eric, numai bine, pe curând!